Salutare băieți, astăzi modificăm pagina principală a unei teme OS Class. O să facem ceva asemănător cu acelor de la Mercador, aproximativ de genul. Haideți să vă arăt cum arată. Așa arată proiectul meu. Astăzi vă arăt cum faceți acest lucru. Prima dată va trebui să realizați aceste imagini. Puteți să le și descărcați de pe internet, însă va trebui să fiți atenți la licență, să fie libere, să le puteți utiliza și distribui gratuit, chiar și în scopuri comerciale, pentru a nu avea probleme ulterior. Să presupunem că aveți imaginile, va trebui să faceți și un cod HTML. Haideți să vă arăt cum arată acest cod. Așa arată codul. Să vă explic un pic despre ce este vorba, unde va trebui să faceți modificările. Fiecare imagine reprezintă o categorie principală, iar dacă vom da click pe o imagine, ne va redirecționa spre un rezultat anume. Haideți să vă arăt cum facem acest lucru. Avem un link. Da, acesta este linkul pentru prima categorie. Aici treceți un link spre care vreți să fie redirecționat utilizatorul când va da click pe acea categorie. Avem un titlu, da? Aici este titlul. Dacă mergem cu cursorul mouse-ului pe o categorie, ne apare un titlu. Pentru fiecare categorie în parte avem un alt titlu. Da? Fiecare categorie are titlul ei. Mai avem sursa către imagine. Acesta este calea către imagine. În cazul meu, este pe desktop, la voi o să difere dacă folosiți acest proiect într-un site. În fine, am să vă arăt mai încolo despre ce este vorba. Și mai avem un text care se află sub imagine. Da, aici este textul. Sub fiecare imagine avem câte un text. Bun. Pe lângă asta mai avem un ID. La fiecare imagine în parte mai avem un ID. Am făcut acest lucru pentru a adăuga un stil pentru fiecare imagine în parte. Faceți acest lucru de 8 ori în cazul meu, pentru că am o categorii principale. Haideți să vă arăt un pic cum arată și stilul, așa arată stilul. Aici va trebui să fiți atenți la lățimea totală. De ce? Pentru că eu am vrut să fie afișate 4 imagini pe un rând, a trebuit să trec această lățime, 451 de pixel, de unde rese această lățime. O imagine are 96 de pixel lățime. Deci avem 4 imagini, 4 x 96 de pixel. Pe lângă asta, mai avem un padding de 8 pixel. Padding-ul se referă la distanța dintre imagine și border. Deci avem 8 pixel în partea dreaptă și 8 pixel în partea stângă. Chiar dacă în partea stângă nu avem border, este 8 pixel. Deci avem 16 pixel pe imagine. Deci avem 4 imagini ori 16 și mai avem border de 1 pixel. Avem 3 border de 1 pixel. Deci avem 96 de pixel ori 4, cât este imaginea, plus 16 pixel padding-ul ori 4, pentru că avem 4 imagini, și plus 3 pixel de care este border -ul. Deci avem 3 border de un pixel. Dacă voi vreți să afișați mai multe imagini pe un rând, va trebui să mai treceți încă o dată 96 de pixel, lățimea imaginii, plus încă 14 pixel, 16 pixel, în cer scuze, uh, -ul și plus un pixel încă border sau dacă vreți să scoateți o imagine va trebui să scădeți 96, minus 16 încă și minus un pixel. În fine, pe lângă asta am mai adăugat border la primele trei imagini în partea dreaptă și jos. La următoarele trei imagini am adăugat doar în partea dreaptă pentru a avea acest aspect asemănător cu acelor de la Mercador. Bun, după ce ați făcut toate aceste modificări, trebuie să fiți atenți la lățimea. Deci, lățimea totală. Haideți să ce se întâmplă dacă scoatem lățimea, îi dăm un reload, automat toate categoriile vor fi alinate de la stânga spre dreapta. Iarăși, dacă introducem o lățime minus un pixel, haideți să vedem un pic ce se întâmplă. sunt afișate, dar câte 3, pentru că nu se încadrează în lățimea totală 4. Că ele 4 în total au 451 de pixel și noi avem lățimea totală doar 450. Deci așa trebuie să fiți atenți să treceți lățimea totală corect pentru a fi afișate câte categorii vreți voi pe un rând. În cazul meu este 451 de pixel. Și o să fie afișate 4 categorii pe un rând. Bun, ați terminat tot de făcut, aveți imaginile, aveți tot, va trebui să urcați în rădăcina site-ului acest proiect. Haideți să vă arăt cum arată. Așa arată, eu am făcut deja modificările. Tema se numește modern, dacă nu mă înșel. Haideți să vă arăt cum arată fără modificări. Așa arată fără modificări. Deci în locul acestor categorii am, plus, am pus aceste imagini cu categorii. Da? Bineînțeles că fiecare categorie principală are câte o subcategorie. Pe mine nu m a interesat aceste subcategorii, dar categoriile principale. Deci așa arată tema fără modificări și așa arată tema cu modificări. Doar am scos aceste categorii principale cu subcategoriile lor și am adăugat aceste imagini pentru categoriile principale. Bun, cum facem acest lucru? Ne logăm în rădăcina site-ului nostru cu un client de FTP. Eu folosesc FileZilla. Aici va trebui să treceți hostul, datele de logare din care le găsiți în panoul de administrator al site-ului. Deci hostul, username-ul și parola. Eu le-am salvate deja. Haideți să ne logăm. Aici mergem în orice content, teme, și vom edita tema pe care o folosim noi. În cazul meu model. Noi edităm, o deschidem, în cer, scuze. Aici trebuie să edităm un fișier care se numește main.php. Acest fișier se ocupă de pagina principală a site-ului nostru. Îl edităm. Haideți să închid un pic aici ca să rămânem doar cu acest fișier. Și aici va trebui să introduceți aceste linii de cod. De aici, deci de la div ID tot până la div. Deci de aici și până aici. Le introduceți în fișorul main.php aflat în rădăcina site-ului vostru un tema pe care o folosiți. Uh, haideți să vă arăt un introduceți. Deci avem div ID main. De aici începe uh, conținutul pe pagina principală a site-ului nostru. Da? Deci aici am, de aici am introdus eu div ID tot, și până aici. Mai jos avem div class latest ads, adică ultimele anunțuri. Deci noi doar am scos aceste categorii principale cu subcategoriile lor. Bun, după ce introduceți toate acele linii de cod, va trebui să mai faceți ceva modificări. Dar haideți că vă arăt mai încolo ce modificări faceți. Salvați, îi dați salvați și veți o să vă întrebe filezilla dacă folosiți filezilla, dacă vreți să faceți și modificările în rădăcina site-ului. ia acordați permisiunea să facă modificările și în rădăcina site-ului. Mai departe va trebui ca să introducem uh, stilul pentru tot acest cod. Acesta este stilul. Puteți face acest lucru simplu, adăugând în... Uh, că am un pic, ad Adăugând în fișierul main.php, în header, simplu style, style și trece stilul. Dar eu vă recomand să nu faceți acest lucru pentru a păstra cât de cât curat acest fișier și să introduceți stilul în, în fișierul style.css ce se ocupă de stilul acestei teme. Deci edităm și acest fișier. Și aici, mai jos, am introdus eu stilul. Da? Aici este introdus stilul. Mergeți jos de tot și introduceți stilul. Bineînțeles, fără style, da? Deci copiați acest, acest stil, îl copiați pe tot și introduceți uh, chiar jos de tot în acest fișier. Salvași, salvați iarăși, acordați uh, permisiunea la file zila să facă modificările și în rădăcina site-ului. Încă nu ați gătat, mai aveți de făcut ceva încă. Avem uh, aceste imagini. Deci dacă nu introducem și aceste imagini în rădăcina site-ului, nu o să avem decât numele categoriilor fără aceste imagini. Așa că va trebui să introducem și aceste imagini în rădăcina site-ului. Introducem aceste imagini în folderul imagi aflat în rădăcina site-ului în tema pe care o folosiți, tema pe care o modificați voi. Avem acest folder în care sunt toate imaginile disponibile pentru această temă. Introducem toate acele imagini. Așteptăm un pic ca să se conecteze. Nu vrea așa, haideți că ne conectăm din nou. Deci merge orice content, teme, tema pe care o folosim și avem folderul Image, unde vom pune toate imaginile noastre. Acestea sunt imaginile, le puneți toate în acest folder. După ce ați făcut acest lucru, urmează să mai facem câteva modificări în main.php. În main.php, dacă v ați copiat acest cod exact cum vi l-am dat eu, o să aveți adresa, linkul de redirecționare acesta o să fie, deci o să vă redirecționare pe pagina mea, eu nu cred că vreți acel lucru și o să aveți textul, textul meu, sau titlul meu. iar sursa imaginii nu o să fie, așa că va trebui să facem aceste modificări. Va trebui să treceți sursa imaginii voastre, am trecut-o așa. Deci toate imaginile le-am trecut, le-am urcat în folderul Image și fiecare imagine în parte. Deci așa va trebui să treceți calea către imaginea voastră. Link-ul spre care vreți să fie redirecționat acea categorie. Și textul. Vă o să bine înțeles, Puteți modifica titlul dacă nu vă place cum luați linkul. Linkul luați foarte simplu. Mergeți așa, avem această categorie principală, îi dăm pe categoria respectivă și copiem linkul de aici de sus. Și îl trecem aici. După ce ați trecut pentru fiecare categorie în parte linkul respectiv, salvați. Bineînțeles că fiecare categorie în parte o să fie al link da? că avem mai multe categorii, în cazul meu 8 categorii. Salvați, acordați permisiunea și la la să facă modificări în rădăcina site-ului și o să fie tot în regulă, o să fie totul funcțional, o să arate ceva de genul și de fiecare dată când va da cineva pe, un, pe o categorie principală, de exemplu vehicule, va fi redirecționat spre acea categorie și va apărea rezultatele din categoria respectivă. Așa sunteți cu un pas mai aproape de un aspect asemănător cu acelor de la Mercador. Bineînțeles că puteți include și o artă, puteți urmări tutorialul, am mai făcut un tutorial despre cum faceți o hartă interactivă a României și puteți include încă o pe lângă aceste categorii principale cu imagini și o să arate cât de cât asemănător cu acelor de Mercador. Sper că v-a fost de folos acest tutorial, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună. La revedere!